Trebuie să fac dovada că nu figurez în evidența unui spital de psihiatrie. Ce-ți pasă? Dacă trebuie, trebuie. Dar cum să nu-mi pese? Înțeleg dacă mi-ar fi cerut să fac dovada că figurez în evidența unui spital de psihiatrie. Ar avea o logică, dar așa? E de-a dreptul amuzat. Dar nu te amuză, de la ce-ți bați capul, doar mai decât unul singur. Păi, asta nu înseamnă că dacă am un singur cap, trebuie să-l ferești de orice idee. Dacă trebuie, du-te și cere adeverința. Domne, ce simplu este totul pentru tine. Dacă trebuie, du-te și cere adeverința. Păi, în primul rând, că spitalul ăla e atrac un praznic. Ca să ajung acolo, trebuie să iau toate mijloacele de transport, tramvaiului cu autobuz, să mă înghesui cu tot felul de oameni care pot să mai aștepte acolo încă un an și cine știe încă cât ca să intru înăuntru. Dacă se ia vreun bolnav psihic de mine... Dacă stai în banca ta, nu se leagă nimeni. Asta e filosofia ta, dragă. Rabdă fără să gândești. Numai că eu trebuie să mă și întorc. Și când rup de oboseală și distrus sufletește, voi primi în sfârșit fițuica aceea umilitoare, va trebui să mă întorc iarăși, să iau din nou tramvai, trolibus, autobuz. Eu nu pot să-mi dă. Dar nu poți trăi toată viața la umbră. Asta vreau eu? Să trăiesc la umbră? Apă, dacă vrei să știi că sunt un om al pasiunilor. Da? Da, da. Numai că mi le înfrâng. Da, ți le înfrângi. Da. Băi, Ana, ascultă-mă. Toate certurile noastre se încheie la fel. De fiecare dată, îmi cer să renunci la cel mai elementar cum simți. Dar asta nu e posibil. Ajunge. Ajunge. Pe pat. Adică ce vrei să spui? Mă doare să te văd cât ești de neajutorat. Ca o rană deschisă. E firesc că doar sunt om, nu animal. Ajunge, Arcadi. Ajunge. Nici n-ai plecat încă și mă fac să mă doară capul. Îmbracă-te. Îmbracă-te și tu vreodată. Gata, gata. Mai repede! Ce vă uitați așa la mine? De ce? Ce, voi aveți toți adeverință? Ia, hai, arătați adeverință dacă aveți adeverință. Nu mă credeți că sunt normal, nu? Vă uitați toți la mine și... Că nu sunt normal, nu? Las că am să vă arăt eu la toți. Am să vă arăt la toți negru pe alb, înscris. Mai ales tu care râzi acolo în spate, parcă tu ești mai normală, da? Las că am să vă arăt la toți. Înscris. Acesta este Arcadi Semionovici Ganus, eroul nostru. Și după cum bine și-a imaginat, chiar așa s-a și întâmplat. A fost o lungă, foarte lungă și opositoare călătorie cu toate mijloacele de transport, tramvaiului cu autobuz, după care o lungă, foarte, foarte lungă așteptare pe coridoarele spitalului. Într-un final, apare și funcționar. Ființă voruptoasă! Mai mult e posibil așa. Și plecmat! Dar sunteți tot pentru adevărință, nu? Și am fost acolo pipi și m-am întors, m-ați văzut? Da, da, ei, ea n-a fost aici. N-a fost aici, dar n-am văzut-o. S-o dați afară, da? Nu, Alan! Și acolo tot ce sunteți în spatele meu, da? Da. Ești put, nu, Alan! Cum vreți, Ion? Alan! Mama, Alana! Papa, cum și mai cum? Sorry. Dumneavoastră ați intrat primul. Garunski? Garunski? Știți, eu am venit la dumneavoastră. Ce prenumele, vă rog? Arcadi Semionovici. Arcadi... Da, cu doi de i, Arcadi, așa, da.
Semionovic! Semionovic! Ce-a știți? Eu am venit la dumneavoastră! O, mă, încurcați, vă rog, nu m-am încurcat! Numele, vă rog! Auziți? V-am spus, mai nu, nu, nu te băga în fața mea, da? Te rog frumos! M-ați văzut când am fost la Fibia, am așteptat acolo! Dar nu, nu e posibil, eu vă rog frumos, eu am venit la dumneavoastră! Ascultați-mă, vă rog frumos! Eu am venit la dumneavoastră ca să-mi dați o adeverință! Am nevoie acum! Dar de ce n-am spus asta de la început? Încerc să vă spun! Bine, bine, unde este recomandarea? Numele! Degeaba mă întrebați recomandare! Degeaba mă întrebați! Bine, ții numele! Măi, nu te băga în fața mea, șterge! Șterge, e ca un scump, unde ai de ei? Hai, cari! Te-au frumos! Și n-ai cum, Tudor, nu! Domnule, vă rog frumos, nu vă mai băga! Vă rog frumos! Eu țin ca dumneavoastră! Domnule, e fantastic! Domnule, vine omul la dumneavoastră, după ce tramvai, troleibuz, autobuz! Nu mă lăsa! Și nu reușește să mă explic ce se bagă la fața mea! Dar nu se poate așa ceva! Domnule, vă rog, calmați! Dar eu sunt foarte calm! Uitați-vă la mine, sunt calm! Eu nu vreau decât un singur lucru de la dumneavoastră. Da, da. Ascultați-mă, vă rog frumos, puțin. Ascultați-mă, vă rog frumos. Vreau ceva cum nu se poate mai zâmbe. O adeverință din care să reiasă cu încă nu am fost niciodată pe aici. Uite, de subliniez, nu am fost, e clar? De ce l-a spus altă de la început? Uite, eu tot încerc să vă spun de la bine, că vă dați pe în fața mea. Bine, bine, Angel Florida! Da, da, da! Așa, v-am chemat înainte de căsătorie și nu vreau. Să livrat urmele, dar? Dar nu știu că este nevoie! Atunci! Și atunci ce să fac? Atunci vă aduceți și le aduceți! Dar dumneavoastră, glumiție! Domnule, aici la glume, ținu să glumești, să le vreau! Eu vreau frumos! Ascultați-mă! Eu am fost scutit de armată! Păi tocmai de aceea, vreau să știu pe ce motiv ați fost scutit de armată! Ei, dar puteți fi sigură că doar nu pe baze militare! Nervoase, pardon! Domnule, cum ne aduceți două părți, sper să mă convingeți, domnule! Așa, așa, așa! Adică stai puțin, vine omul la dumneavoastră! Nu te mai băga în față! Face tramvai, troleibuz, autobuz și vreau să-l trimitesc greu să facă autobuz, troleibuz, tramvai, iarăși tramvai, troleibuz, autobuz, tramvai, troleibuz, autobuz și toate chestiile astea normale doar ca să vă demonstreze că e normal? Da, dar mie nu trebuie să-mi demonstrați nimic, mie trebuie să-mi aduceți două băieții. Dar eu vă rog frumos, dar eu vă rog foarte frumos. Cum adică adeverință contra adeverința? Eu vă aduc dumneavoastră o adeverință și dumneavoastră dați o altă adeverință. Nu se poate așa ceva. E inadmisibil, vă rog frumos. Domnule, vă rog frumos. Doamne, dar eu cred că este sincer să vă uitați la mine. Uitați-vă la mine! Uitați-vă, haideți să stăm de vorbă, vă rog frumos! Prada! Și de voi mai fi să nu te mai băga în fața! Uitați-vă, haideți să stăm de vorbă! Doamne, eu nu am timp să stau! Doamne, eu sunt de timpul programului, domnule! Despre ce să stăm de vorbă? Despre ce să stăm de vorbă? Auziți, haideți să... Stăm de vorbă! Haideți, vă rog frumos, stăm de vorbă! Domnule, vă rog să nu vă dați în spectacol! Să nu mă dau în spectacol! Să nu mă dau în spectacol! Halatul, halatul! Halatul, halatul! Halatul! Halatul, doamne, Ian! Da? Singura dragoste și ai venit! Care dragoste, cetățean? Ați spus cetățean! Cetățean! Cetățeană! Cetățeană! Cetățean, cetățeană, cetățeană! Simți că o cetățenesc? Acolo nu prea e! Acest cuvânt formidabil, iar dumneavoastră îl folosiți ca să îndepărtați un om! Nu se poate așa ceva! Da, da, înțeles. Deci dumneavoastră sunteți Garuski Acadii? Cu doi de ei, Simionovic, și vreau judecătoa de tine. Sigur că da, sigur că da. Păi trebuie să vă vadă doctorul! Păi cine voie să vă vadă doctorul pentru astfel de adeverință? Ei, ca să fie mai autentic! Cum adică să fie mai... Hai, vă rog, luați-vă loc aici, acum. E umilitor, vă rog? Nu, dar... Eu vă rog frumos! Liniștiți-vă, liniștiți-vă! Și vă rog, vă rog să nu faceți scandal! N-am făcut. Augusta Duriev, medic psihiatru de reputație mondială, masterat la Sorbonne, masterat la Sankt Petersburg, în tinerețe secretar literar al unui teatru național de provincie, regizor câteodată. Acum o găsim în cabinetul ei, cu mâinile pe piept. Nu așa, nu așa, aici. Așa. O figură plină de durere. Durerea e tipărită pe fața ei. Hai, durere. Mai mult, mai mult. A
Așa. Ochii plini de mânie. Mânie! Așa e textul. Corect, na. Hai, mânie în ochi. Foarte, foarte clar! Domnul, vă rog frumos, îmi dați-o
Nu sunt nicio aderință! O să vă tratăm! Medicii care l-au tratat i-au găsit cel puțin 10 maladii. Psihice. Astfel că eroul nostru a ajuns într-o adâncă depresie. Așa că, cum s-ar zice, s-a cam plăștit. Soția a tras imediat semnalul de alarmă. Trebuia făcut ceva. Garunski trebuia scăpat. Colegii au fost la înălțime. Aculeevici, responsabilă cu asigurările de sănătate, s-a dovedit a fi cea mai bună prietena lui. I-a făcut rost imediat de un bilet. Un bilet la mare, la Trandafirul Sudului, spitalul de nebuni. Îl găsim acum pe eroul nostru, așteptându-și biletul. Locul, peronul gării, timpul cu câteva minute înainte de plecarea trenului. Nu vă supărați, asta este trenul care pleacă la Trandafirul Sudului? Nu? Dar unde este? Ați venit? Plecați, dragul meu, plecați la mare! Cu totul de Dumnezeu să vă întoarce sănătos, sănătos, sănătos! Auziți că pleacă trenul? Cum vă supărați? Aoleo, într-un minut pleacă! Adică nu ne mai putem pleacă! Mai, ăsta, mai ia tu cu fluierul, te rog frumos să nu-l bagi în gura! Mai stai acolo! Adică nu ne mai vedem niciodată? Da? Da, de ce mă rog? Te rog frumos să scoți fluierul din gură, da? Oare? Mai stai puțin! Măi! Stați-mi, am probleme cu mâine! Alo? Alo? A fluierat! Măi, și te-am rugat, măi, să nu fluier! A fluierat! A fluierat! Măi, ăsta a fluierat! Pleacă trenul! Pleacă trenul? Dar nu se pleacă trenul? Dar nu dumneavoastră plecați, eu plec! Dați-mi biletul! După ce a reușit să-și dea jos colega din tren și să recupereze biletul, eroul nostru s-a pus la drum, cum credea el, pe ultimul său drum. Când era gata să se lase copleșit de sentimentele sale, pe de-o parte elegiace, pe de-o parte tragice, iată că în compartiment intră o călătoare. O călătoare. O călătoare. Cu? Cu coc și valiză. Valiza. Mă rog, geantă. Nu mă supărați, m-am putut și eu. Corona dumneavoastră? Indicați-vă, vă rog. Indicați-vă că sunteți cu soția. Eu nu mai am. Sunt așez aici, da? Dumneavoastră să călătoriți cu mine? Nu-i nimic! La urma cum ai, tot ai.
șansele să călătoriți singur. Pur și simplu să călătoriți singur. Ai intrat în taximetrist în mine. Am făcut accident. Și copac! De-abia am scăpat cu viață. Și poate, poate vă întrebați că întâmplarea asta... Uite! Poate vă întrebați că întâmplarea asta mă mira. Ei bine, ei bine, nu m-a mirat deloc. Și știi, da. Copac din trei. Bă, bun, da. Să știți că nu m-a mirat deloc și știți de ce? La fiecare pas ne plândește, plândește. Viața e plină de obstacole. Am avut o cunoștință. Și această cunoștință a avut 3 săptămâni. A ieșit să se plimbe, pur și simplu să se plimbe. Și când s-a dus să deschidă poștașului ușa, s-a împiedicat pe drum drept. Pur și simplu s-a împiedicat pe drum drept. Și vin eu acum și vă întreb, unde este cunoștința mea? Unde este? La spital, domnule! La spital! Viața! Viața e plină de plineri. Peste acolo de plinde s-o sta. Uite! A trecut. Ce să vă mai spun? Ce să vă mai spun? Aveam un prieten, sincer vorbind, un unicat, exact opusul dumneavoastră, foarte bine făcut, foarte bine înalt, cu mușchi, cu tenuri curat, cu nas, mai nas decât al dumneavoastră, și cu o dantură perfectă, fără colțișorul acela. În fine, ce să mai vedem? Și acest prieten al meu a ieșit să se plimbe pe teatru. Era lună plină. Și i-am spus, nu pe lună plină! Și copac! I-a căzut o greutate de gimnastică de la balcon sau de la etaj. Pe semne, pe semne că acolo trăia un alt copil. Iată! Viața este plină de primești. Nu, da. Nu vă supărați! Tuturor cunoștinților dumneavoastră mi se întâmplă astfel de lucruri amuzante. Nu am nici o întrebare asta. Sigur, da, cu fiecare lucru, cu fiecare vecină, cu fiecare cunoștință de-a mea, dar pot și mai multe, cu fiecare om cu care vorbesc. Da, eu, da, 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 cu cum, adică, da, da, ajunge. Nu uite, acum 6 luni, 6 luni am vrut să iau avionul, cu colegul meu. Gata! M-am simțit acolo, de zile la... Nu pleacă! Gata, vă rog frumos, gata! Plecați la mare. Da! Mă duc să fac un tratament. Drum pe apă. Da! Tratament. Da, de ce boală suferiți? Păi, e ceva foarte simplu, nu e complicat, e foarte... O anteroscapacată, e că m-aș lupte dreptul din ea, care e dreptul și evident că m-ar dreapta și că în stânga dreapta nu se mai duce cu ea timpul. Anterovișerală. Anterovișerală. Ah! Da! Se vede! Pe muntele lui Venus. Și
credeți că o să vă întoarceți sănătos? Auziți, dar vă rog frumos să nu mai copiți, gata! Să știți că altul locul dumneavoastră mi-ar fi mulțumit că-i deschid ochii. Dar dacă unii preferă tactica asta. Nu, vă rog frumos, eu repet că sunt bolnav. Da, dar nu trebuie. Foarte bolnav. Dar nu trebuie, s-au repetat. Se vede, se vede, se simte. Ia uitați. Uloare pământie, ochii încercănați. Mușchi, mușchi. Fără, frate, mie poate ce nu, nu mă să fie. Frate, frate, iată-i aici. Eu mă rog frumos, vreau să mă bol. Doamne, vă rog frumos, astea sunt șoldurile mele, da? Astea abdomenul meu arășesc mușchii mei care nu vă privesc. Și în plus de asta, eu evit femeile. Păi, da? Ce altceva le-aș putea face? Doamne, cât o să se termine, doamne. Doamne, dragă, picere, când foarte, foarte curând. Ați avut noroc, mare noroc, dacă vă cădeai în valiza în cap. Pe urmă venea controlorul și întreba, cine a tras semnul de alarmă? Păi semnalul de alarmă l-a tras domnul de sus de avantaj! Într-un final, după această călătorie foarte amuzantă, a ajuns în sfârșit la sanatoriu. Aici, medici, cum l-au văzut, au dat alarmă. Au spus că trebuie făcut ceva neapărat cu acest pacient. Zâmbetul trebuie adus pe fața acestui pacient cu orice preț. Și au reușit. Sedându-l. Ce? Care-i treaba? Ce vă uitați așa? Hai, voi n-ați luat niciodată extaz în chestii. Hai, spuneți, acum e momentul. Hai, mă, măcar un joint. Hașiș, este ketamină. Kebab. Hamburger. Bun. Acum îl vom găsi pe eroul nostru în curtea spitalului, unde privea mare. Stătea pe bancă liniștit și privea mare. Ce era în mintea lui, nu putem ști. Dar ceea ce știm este că se afla imediat după ce a fost administrată doza zilnică. Ce fel de doză? Doza zilnică! Ești crucea ce-o port pe o
Hello? Stăpân! Ei bine, un scurt face 2-2 victorii. Eroul nostru era deja acum pe culmile fericirii. Era împătat de acest val al victoriei, astfel că se îndreaptă către ultima lui bătălie, cea decisivă. Bătălia care urmează să decide destinul său. Ținta de data asta este nimeni altul decât reputatul medic psihiatru Augusta Curiev, cea care i-a refuzat eroului nostru dreptul la normalitate, cea care l-a dus în momentul de față. Hello, stăpân,
și slugă credincioasă. Și slugă credincioasă. Eu deja aș mai exista. Tra la la, tra la la, la la la. La 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 la. La la la. Tra la la la. Mai gata, vă rog frumos, de ce este prea chinuitor? Eu, dacă pentru o clipă, dacă pentru o clipă ar fi posibil să... Să nu ne mai despartă halatul ăsta alb! Dar nu ne mai despartă, nu te-am frumos de acum! Nu! O clipă numai! Dar doar o clipă! Să nu mai fiu pacient! Să nu mai fiți doctorița! Încă că nu știi dar ce poate rezolva rampe! Nu are, nu știu, sigur! Se poate rezolva rampe! Garunschi! Garunschi! Signora Mitra! Mai întâi Arcadi, cu doi lui! Personalitate, cantare, în limitele lati, ale normalului. Adică normal, nu? Da, exact, ale normalului, normalul. O cheamă așa, Nu e posibil. Dar nu e posibil. Destinul e implacabil. Nu se poate ne desparte. E imposibil, nu? Nu se poate rezolva, e prea târziu! E prea târziu! Am spus că fac rost de adevărit? Nu mai crezut! Tu ai? N-ai! Cine are, uite acolo cineva are! Fascinant! Dă și ori în România adeverințe din astea. Uitați, am două adeverințe acum. Am plătit factura și sunt și normal. Vedeți? Nu m-ați crezut. Voi n-am adeverințe. Eu am factura și să înregistrăm aplauzele.
Muzica!